Pentru că ne apropiem de primăvară și imediat e luna martie, iar afară sunt unele locuri unde temperaturile ajung și la minus 20 de grade, haideți să vă spun câteva lucruri despre frig. Dar, înainte de toate, cea mai scăzută temperatură înregistrată vreodată în România a fost de minus 38,5 grade în 1942. Să nu trecem cu vederea un loc permanent locuit din Siberia. Unde e atât de frig, că dacă bei ceai afară, riști să-ți spargi dinții în ceai. Omiacon e un sat cu peste 500 de locuitori, unde cea mai scăzută temperatură a fost de minus 67,7 grade Celsius. Astăzi, de exemplu, maxima a fost de minus 23 de grade, iar minima de minus 40. Vă dați seama că acolo, la 0 grade, se coc bananele? Glumesc. Dar haideți să înțelegem ce se întâmplă cu corpul nostru când e frig și ce greșeli facem de deștepți ce suntem. Prima oară când ne e frig, consumul de energie scade și devenim mai lenți. Organismul va reduce consumul de energie pentru a menține cât mai mult timp temperatura optimă a corpului. După începem să simțim frigul la extremități, piele, degete sau nas. Asta pentru că fluxul de sânge începe să fie redus și se concentrează pe organele interne pentru a le proteja și a le menține temperatura. Și acum o să fac o glumă sadică. Mai bine pierzi un deget decât să crăpi la propriu de frig. Iar când extremitățile încep să se răcească, gliciți ce se întâmplă. Nu o să vă vină să credeți. Șoc, șoc, șoc. Breaking news. News alert. Începem să tremurăm. Ca să păcălim creierul că ne încălzim. Bine nu îl păcălim, dar pe termen lung, de fapt, e o risipă de energie și tot o să ne fie frigă. Știi senzația aia când ești pe pârtie în blugi, tenis sau espadrile și o foiță de primăvară? Sau când ești pe tocuri, jeans, rupți care s-a de lungi de parcă ai inundație în casă și îți bat dinții la tobe în gură, despică plombele la cât de tare tremuri? Dar, bineînțeles, tu bei vin fiert, sau un ceai fierbinte să te încălzești. Sigur, nu știi că nu cred că ești din categoria aia. Dar greșelile pe care le fac ei le facem toți. 1. Băuturile calde vor accentua senzația de frig și mai mult. Creierul va fi păcălit că intră ceva cald și va începe să trimită comenzi că auzmă, corpule, nu-ți e cald ce-ar fi să transpiri puțin? 2. Băuturile alcoolice nu te încălzesc, fac mai rău. Alcoolul va dilata vasele de sânge de la extremități, iar sângele concentrat pe încălzirea organelor interne și să te țină în viață, se va întoarce la năsuc și degețele, să nu ți înghețe cumva. Pe timp scurt o să te încălzești, dar pe timp îndelungat o să mori de frig. Și acum, na, dacă vrei să-ți faci iubită sau iubit când e frig afară, o să-ți iei țeapă pentru că psihologic oamenii caută să aibă o persoană alături atunci când e frig. Contactul social păcălește creierul și te face să uiți de frig. La propriu, serios vorbesc, adică puteți merge acum afară și să numărați singuri bordurile timp de 10 minute și o să vedeți că o să simțiți frigul cam tare. Dar dacă vă sunați un prieten și o să numărați bordurile în doi, Poate că o să vă dea mai multe borduri, în caz că nu știți să numărați, sau mai puține, dar sigur nu o să simțiți atât de tare frigul. Nici n-are rost să mai vorbim de sex, că apetitul sexual scade foarte, foarte mult atunci când e frig. Totuși, după multe studii, sună amuzant, dar dacă femeile au picioarele calde, chiar dacă e frig, sunt deschise. Nu picioarele. La dialog și poate cine știe. Apropo, pentru cei care sunt fashion și umblă dezbrăcați iarna, să știți că există și haine fashion de iarnă. Și acum sunt și reduceri mari să le purtați iarna viitoare. Aveți linkuri în primul comentariu. Cam atât. Dacă ți-a plăcut și ai aflat ceva nou, dă un like și distribuie clipul să-l vadă și prietenii tăi. Mulțumesc! Acum scoate capul pe geam să vezi ce cald e afară. De numa numai sau poți să mergi să numeri borduri, singur sau cu un prieten.